Le face pe vedete să arate bine, dar pentru asta și el trebuie să fie aranjat ca la carte. Medicul estetician Constantin Stan este foarte cochet, iar asta o face mândră probabil și pe iubita lui Andreea Berecleanu. Click l-a surprins pe chirurg la ieșirea dintr-un coafor de lux, unde a fost latuns și vopsit, așa cum procedează la fiecare 3 săptămâni. După ce a ieșit din salonul lui Cristi Pascu, Constantin Stan a plecat pe jos și s-a mai plimbat puțin prin centrul capitalei. În acest timp, iubita lui Andreea Berecleanu era foarte ocupată cu pregătirile pentru Paște, mai ales că acesta este primul Paște pe care îl va petrece cu noul iubit și cu părinții ei. Indiferent de vreme, în fiecare an suntem prezenți noaptea la biserică, stăm la slujbă și nu mergem la culcare până nu ciocnim câte un ou roșu. Vor fi prezenți ca în fiecare an și părinții mei. Paștele se sărbătorește în familie, a spus Andreea Berecleanu.